eu sunt Jenia și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi am un video haul, un video un pic de amestecături, așa, pentru că am văzut că vă plac chestiile vintage și mie mi-a plăcut întotdeauna să mă duc în târgurile astea de vintage, cumpăram mereu câte ceva, chiar și câteva mobili și prietenul meu îi plac și lui foarte mult. Așa că m-am gândit, fiindcă astăzi de dimineață am fost într-un târg din ăsta, m-am gândit să vă arăt ceea ce am cumpărat pentru că am văzut că vă place. Că înainte mă gândeam că România nu se poartă chestiile astea, să nu ziceți că sunt țărancă de la sapă care își cumpără vechituri. Dar fiindcă am văzut că și în România se poartă, haideți să vă arăt ce am găsit. Am găsit niște minunății de nu se poate. Așa, am găsit ceșcuțele astea două. Așa. Asta e un pic ciobit aici, dar n-are nimic, că mie îmi plac la nebunie. Și sunt gif ceva. Și sunt așa cu floricelile astea. Și am două ceșcuțe așa pentru cafeluță. Și se numesc Gipnonia. Sunt cu floricelele astea așa delicate, frumoase. Încă ceva care mi-am luat și mi-a făcut la nebunie este setul ăsta din argint. Sunt două ceșcuțe cu lingurițe. Trebuie decât să le curăți eu ca lumea cu chestia de argint. Vedeți? Are lingurițele așa. Și ceșcuțele. Și cu tăvița. Ceșcuțele sunt așa, astăzi să scoate și ca să pot să le sper ca lumea. Și vom mai așa și ne bem cafeluța la mișto. Mai departe, mi-am găsit chestia asta de ținut bijuterii. Este tot așa, e îngălbenită, e vai de viața ei. Dar eu găsesc, pe ceșcuțe am dat 1 euro, una cu tot cu farfuriuță, adică 4 lei și ceva. Și pe setul ăsta am dat 10 euro, adică 40 de lei. Pe chestia asta am dat 8 euro, 8x4, 32 de lei. Este toată din argint și capacul e greu așa și are niște flori și frunze aici. Tot așa o să o curăț eu ca lumea, să arate mișto în vitrina mea. Și farfuriuța asta, care am văzut că este tot așa din argint, dar este toată negrită, pe asta am dat 1 euro, adică 4 lei, era vai de viața ei, dar asta o să aibă o viață din nou, o să strălucească de minune. E, tot în târgul ăsta mi-am cumpărat o biblie, Noul Testament, pentru că nu am citit niciodată și n-am avut așa ceva niciodată. Și ziceam și eu, ca tot omul, să am și o Biblie în casă. Măcar câteodată așa să mai citesc, mai ne-am tot din târgulețul ăsta mi-am cumpărat gentuța asta. Dar și nu știu are, este. Are. Să spui pe umăr așa făcut din lanț. E făcută cusut așa, vedeți, în romburi. Are chestia asta aici, e din piele, înăuntru are, mi-am băgat deja portofel, are un buzunărel aici și este de la firma Chantecler Made in Italy. O gentuță de asta costă vreo 300 de euro, o originală nouă, asta este uzată, second hand. Și mi-a plăcut pentru că e micuță așa și încă se ține ca lumea. Bine, o să șterg eu un pic cu niște ulei, să o aranjez să-și revină un pic, dar e ca lumea, nu e deteriorată rău decât un pic pe aici. Și cam astea au fost cumpărăturile mele.
vintage și second hand. În ultimul timp mi-am cumpărat bluzița asta. Este lungă așa, mai scurtă în față și mai lungă în spate. Și are chestia asta aici pe piept, care ți se văd țâțicile un pic așa, cât să bagi nebuneală cine se uită la tine. Și pe asta am dat 10 euro, am cumpărat niște sandale astea așa. Un pic cam joase pentru ce port eu de obicei, dar fiindcă mai îmbătrânit și eu, mai mă doare și pe mine picioarele, mai mă doare și pe mine mijlocul. Am zis că să le cumpăr și eu mai joase ca să... Că voi trebuie să știți că prietenul meu îi place mult să meargă pe jos și zice, hai să mergem la o cafea, și eu mă gătesc, îmi bag tocuri, mă aranjez și ăsta mă plimbă vreo 2 ore pe jos până oraș, dar mă sparge la picioare. Așa că m-am gândit, bă, trebuie să caut niște sandale care vedeți că totuși nu sunt înalte, pentru că are și platou în față înalt. M-am gândit să fie și ele elegante, așa să nu merg chiar ca... chiar ca la gara, așa, cu Adidas și cu așa, să fiu și un pic mai înaltă, că el e foarte înalt, și dar să stau și comodă, pentru că mă sparge la picioare. Și hai să trecem la minunățile care ne place nouă. La minunățile care ne place nouă de machiaje. Am cumpărat... vedeți, am mai cumpărat chestia asta. Asta este ca un fel de, să zicem așa, de scumieră, de tăpuș ceva, dar mi-a plăcut, uitați, e neomeneștea să pișe pe un gard, pe un perete aici, pentru că Fuji, uitați în partea asta, sunt terme, unde e o apă de aia care te trimite la WC-ul, care faci mult pipi, și oamenii ăștia să pișe toți pe peretele ăsta. Și mi-a plăcut tare mult, asta e mișto să pui așa pe baie ca să... Îți vine să te piși. Așa. Și hai să trecem la minunățile noastre. Am cumpărat șervețelele astea de demachiat de la Nivea. Pe mine mă ustură fața de... Am zis că le șin când le-am pus pe față. Lui Rosella nu, nu-i face nimic. Dar probabil fiindcă eu sunt mai delicat așa, astea pentru mine nu sunt bune de nimic. O să vă arăt tot ceea ce am deja probat, ca să vă vorbesc ca lumea nene de ele, că vi le arăt, mi-am cumpărat asta, dar pur și simplu nu știi dacă e bune, nu știi nimic de ele. Așa că m-am gândit să când le-am cumpărat, le-am strâns pe toate niște cutii și m-am gândit întâi să le probez, ca să știm despre ce e vorba aici. Și mi-am mai cumpărat pensulici de la Zoeva, venit în portofelul ăsta, tot ce mișto este. L-am cumpărat de pe Zoeva, nu, de pe Douglas Italia. Și stai să vi le arăt, că deja v-am spus, ne-am folosit, că eu, nene, ca să probez produsul. Și vreau să vă arăt că eu am și fake-uri de la Zoeva. Vreau să vă arăt, am câteva pensulici care nu sunt bune, care nu sunt originale, și s-a nimerit să am același pensule. Una e originală, una nu este. Cum o arăt, așa? Așa nu. Așa. Asta e originală, asta nu este originală. Și să vă vorbesc repede așa de ele. Când pui mâna pe ele, sunt la fel de moi amândouă, la fel, identice. Asta originală are puful, are părul ăsta mai strâns, mai adunat. Asta e un pic mai nebunic, așa mai... Asta originală are mai puțin păr pus aici, asta are mai mult îndesat. Asta nu originală, e mai scurtă, asta este mai lungă. Bine, ăsta este strâns aici, fierul ăsta. Asta nu, e strâns, dar mai puțin. Dar, bine, nici pe astea n-am dat puțin.
pătrus asta care vine aici, care era ăsta. Și să vă arăt pensulicile care le-am avut în punguța asta. De fapt, am avut în... fiindcă v-am spus că le-am probat. În trusa asta am avut 4 astea pentru ochi și asta pentru contouring. Deci, ăsta e foarte drăguț. Și avem numărul 127 Lux Shirt în portofel, aveam 322 Brown Line care este așa scurtă, după aia avem Lux Smoky Shadow care e limbă de pisicuță, aici avem 227 Lux Soft Definir și aici avem 317 Wild Liner. Și pe asta am dat, costa 48 de euro, dar aveam scontul de 25% și transportul gratuit, deci mi-a plăcut să fac shopping. Și am mai cumpărat astea două care au venit în portofeluțele astea separat, vedeți așa, și anume 112 Face Curve pentru fonduri de ten și 127 Lux Chic Finish pentru pudră. Și astea au fost pensulicile de la Zoeva, care își face treaba, dar nu se poate. Singura chestie că și alea care nu erau originale își face treaba la fel de bine. Dar ce să vă spun? Hai să trecem la partea asta. Ne uitați ce mi-am cumpărat. Glow Kid de Anastasia Beverly Hills. Este așa. Are 4 culori. L-am cumpărat cu 48 de euro de pe Beauty Bay. Trebuie să desfacem. Glow Kit. De fapt, am auzit-o pe Elena să-mi cumpăr și eu. Și arată așa. Deja le-am probat, le-am bufat pe aici. Bine, am ieșit, a fost un pic mai cald și probabil poate s-a mai luat, nu știu. Tot mai le-am pe aici. Dar hai să vă fac un ăsta care este Sunbar Burst. Ia uitați. Lucește de nu se poate. Golden Bronze. Bubbly. Și să luăm și pe Dripping in Gold. Arată ca lumea, nene, nu știu de tot, îmi place, e ok. Sunt prea fericită. Și de pe site-ul ăsta, www.beautic. Îi spune mybeautic.com. Am cumpărat niște chestii de la NYX și anume pore filter, care sincer să fiu n-am văzut niciun fel de diferență, ce că minimiză porii și, dar sincer să fiu n-am văzut niciun fel de diferență, adică ăla de la Benefit, de Professional, este mult, acoperă mult mai bine, e altă mâncare de pește și l-am recumpărat și pe ăsta că mi se terminase. Am cumpărat lipiciul de gene de la Duo pentru că nu l-am încercat niciodată. Singura chestie care am notat-o că miroase urât. Miroase
aracet, așa. Bă? Nu știu de ce miroase așa urât, dar n-am, nu mi s-a întâmplat niciodată chestia asta. Mai departe, am cumpărat vază setificantă de la Wycon. Ăsta e de nu se poate, pentru că are o grămadă silicon în el și minimiza așa un pic ridurile. Machiajul ține de nu se poate toată ziulica. Testa su din noi. Și am plătit 13 euro. Faceți tot așa ori 4 și vedeți cam cât costă. E super, super, super. Chiar mi-a plăcut asta. De cât, ceva avea care mă deranja, rămâne un pic cam greu. Cred că e mai bine să-l pui seara și nu ziua, pentru că fiindcă vine căldura, te simți cu greutatea aia pe față și am mai cumpărat un Better Than Sex. Bine, asta știți, e cel mai bun, cel mai mișto, zici că ai gene false. Am mai cumpărat ăsta de la Anix, este numărul 2, Punk Heart, Cœur Rebel, este un mov grena metalizat, așa, o să vi-l arăt. Nu miroase frumos, normal. Și l-am mai luat și pe ăsta, care este 05 Mermaid Siren, facem sirena, sirena aici, care este verde apă, așa, tot metalizat. Nene, astăzi am o grămadă să vă arăt. O grămadă, o grămadă. Am luat și Jumbo Milk de la NYX. Am mai cumpărat ăsta de la Too Faced, care este Melt Peony. Mi-am cumpărat un fond de ten de la NYX, Stay Matte But Not Flat, care este numărul 01, dar este prea, prea deschis, adică exagerat de deschis, și eu îl folosesc ca iluminant, adică ca corector, pentru că este alb rău de tot, e alb, e foarte galben, așa, galben, cum să vă spun, prea, uitați, mi-a acoperit și petele mele de vitiligine, după mână. Adică nu pot să-l folosesc pe ăla, că să mă fac prea albă. Și de la Sephora, cu 30 de euro de cumpărături. Asta de la Make Up For Ever, pudră aia transparentă ca să fixez machiajul, foarte mișto, dar eu nu o să o cumpăr niciodată, pentru că costă exagerat de mult. Avem aici ce-am mai descoperit, ceva super, super mișto, dar costă 27 de euro, deci e o grămadă bani, adică aproape 110 lei. De la Make Up For Ever, mascara, care face genele, mamă mie, mișto de tot, uitați-l așa. Îmi place la nebunie, e același nivel ca celălalt, Better to Sex. Am aici niște eyeliner. Asta este Essence. L-am cumpărat așa dintr-un magazin, că știți că eu pe unde mă duc iau un eyeliner. Și e de nu se poate. De un nu se poate. Adică tu dai cu el și rămâne așa ca o peliculă. Nu se mai mișcă de acolo. Asta este de la Wet n Wild. Nu-i bun de nimic. Se scurge, scade pe față. Zici că e waterproof, mă. Nu-i bun de nimic. Un creion Aqua A Pencil Pixel, tot de la Make Up For Ever, care e normal, negru, își face treaba lui, e bun acolo. Și eyelinerul ăsta de la Wycon, eu sunt foarte mulțumită de el,
pentru că are vârful foarte subțire și are în vârf ca o biluță, așa, și când trasezi, e super mișto. Adică linia lui e așa, subțirică, da. Ca lumea, nu? Precis. Și pe urmă aranjez tu acolo. Ăsta mi-a plăcut la nebunie. Tot de la Wycon Metal Boom 07 Ametista. Este un pigment super, super, super. Ia uita și nu știu este. Da, să-l luăm de aici, să vedem dacă pot. E mov așa, nu știu tot. Am mai luat din noua colecție, deci eyelinerul și rujul este de noua colecție de vară, Kiss Me on the Dance Floor. Are aici un o lebădă. Nu știu ce e ăla, ăla roz. Și am luat rujul ăsta, care este numărul 776, este un roșu spre cireșiu și spre cirea cireșiu. Ce naiba de culoare e cireșiu? Cam nici roșu, nici roz, ceva amestecat așa. E, arată bine, e hidratant și este waterproof. 05 Mangeta este asta. Ce mai avem pe aici? Mi-am cumpărat asta de la LA Girls Flat Finish Pigment Gloss. Este mov și e de nu se poate. Așa, să facem și noi buzele moavi. Moavi. Așa, trecem mai departe la... La Wycon avea ofertă 3 creioane 5 euro, adică 20 de lei, și mi-am cumpărat ăsta verde, care este verde aqua, verde apă. Trebuie să facem pe aici așa, iată și mișto este. Albina! Trebuie să o albină! Am luat pe ăsta mov. Așa. Și ăsta care este mov metalic. Unde îl punem? Lângă verde aici. Ăsta e cu sclipiciuri, așa, cu nebuneli. Am obosit. De la Anix am cumpărat, stați-mă să vă spun ce e asta, ca să nu-l cumpărați. Îi spune Raspberry Tart, tartelete a la framboază, care este mov, dar e gloss, așa, nu face, vedeți, uitați diferența între ăsta și ăsta. Adică ăsta decât murdărește buzele, e transparent, așa, rămâne ca un gloss, nu e, nu arată ca lumea pe buze. Încă un eyeliner de la Make Up For Ever, care tot așa nu-i bun de nimic, că e prea apos și se adună pe aici, pe la sfârșitul ochiului. Ce mai am pe aici? Mai am un eyeliner de la Wycon, care și ăsta e bun. Să nu se arăt. Adică își face treaba lui, să usucă, ca lumea nu să șterge pe aici. Mai ales acum că vine vara și transpirăm mai tare. Ce am? Două? No, și încă unul care vreau să vă vorbesc despre el este eyelinerul de la NYX. Care eu n-am văzut așa ceva, un eyeliner mai prost ca ăsta. Abia scrie. Și cât s-a terminat, dar e nou, l-am cumpărat acum.
nu scrie, scrie foarte puțin, adică culoarea nu este neagră puternică așa, e gri, nu scrie, scrie ca lumea. Și încă un lucru care mi-am luat este creionul ăsta pentru sprâncene, tot de la Wacom, care face nimica decât colorează așa un pic. Adică nu-mi place. Și mi-am mai luat kitul de gen de sprâncene de la NYX. Care ăsta îmi place la nebunie, dar folosesc numai prima culoare, pentru că eu asta aici. Asta e tot așa de la NYX, are înăuntru o periuță de pieptănat de sprâncenele. Hai să vă arăt ce mai am pe aici. Am găsit un magazin românesc cu produse românești și mi-am cumpărat și eu niște chestii care mi-am adus aminte de acasă. Avem aici crema de duș de la Biu. Eu țineam minte că Biu erau de alea, cum le spune, spray-uri. Nu ți-o minte de... Asta e de vanilie. Miroase chiar a vanilie. Arată ca lumea, de 250 de ml. Sperăm că e ca lumea. Bineînțeles, mi-am cumpărat deodorantele mele preferate. Astea de la Lady's Pick Stick. E nebuneală aici. Mi-am mai luat de la Bourjois, pentru că deja am avut un gel din ăsta de duș care mi l-a trimis Diana. Și ăsta este Silaj Resistive Bois de Roz, adică de trandafir. Da, miroase... Mama mie! Miroase rău a trandafir de aia, după gardă la mama aia, de la țar. Ce mișto! Băgat ăștia la concentrate de esențe în el, uite, scris în românește, mă nene. Fascinează-mă! Gel de duș și creează dependență. Creează dependență. După ce că sunt eu dependentă de toate alea, mai am... Mamă, miroase rău a trandafir, bă. Mi-am cumpărat de la Schwarzkopf. Este un șampon pentru reparare cu ulei din 7 flore. Îți dai seama câte flori a stors ăștia să facă ulei de florile astea. Îmi vreau să mișto rău. Părul uscat și deteriorat, adică părul meu. Miroase a multe flori. Să vedem dacă e bun. Astea încă nu le-am probat, dar am zis că să vi le arăt. Ăsta nu știu dacă e pe la noi pe România, îi spune Vitam Natural. Șampo reparator cu ulei de măsline. E scris aici în ceva arabește. Dar, e scris și rău, niște nene. Catifelează, hrănește, menține părul sănătos, ușor de îngrijit. Așa, cam atât. Românește asta, mă. Hai să vedem a ce miroase. Mamă! Ce i-a făcut mă la ăsta? L-a legat cu sârmă. Asta miroase a ceva verde. Nu știu ce miroase. Ăsta este un tot de Shauma, tot de la Schwarzkopf. Șampon cu unt de sea și extract de nucă de cocos, tot păr uscat și deteriorat. Ăsta miroase rău a cocos. Nu știu, o să vă spun când le-am probat cum este. De la Fa, ăsta cu tot gel de duș. Scris în românește, dar nu, e scris foarte mic și nu văd nimic, că sunt oarbă. Asta miroase ca
cireșea, vișinea, fructe de-astea. Am luat, ăsta l-am avut de la Diana, aceeași chestie, la fel, la fel. Lapte de duș, tot cu gusturi. Miroase de alea periculoase de fructe și mi-am luat Lond Color Ultra Silver Reflex, șampon nuanțator cu reflexe argintii pentru blond, păr blond deschis, grizonat sau alb. Ăsta l-am văzut la Haiki, cred că așa o cheam, pentru că ea are părul gri și am văzut că îl folosește și când l-am văzut și eu chestiile astea mi-am luat 3. Că nu mai știu eu când ajung pe acolo și am zis că se are creatină și hidrolizează și provitamina B5, care este super ok. Șampon nuanțator pentru păr blond deschis, grizonat sau alb. Creat pentru femei și bărbați, atenuează tenta gălbuia părului blond deschis, grizonat sau alb. Produsul special formulat cu creatină, hidrolizează și provitamina hidrolizată și provitamina B5, curăță delicat și conferă strălucire argintie naturală. Și astea au fost cumpărăturile și nebunelile din ultimul timp. Vă pupăcesc și ne vedem la următorul video. Like!